Acum, când am început din nou să ne întâlnim ca Biserica lui Hristos la închinare, după mai bine de 3 luni în care aceste adunări ne-au fost interzise, este un moment favorabil ca să ne analizăm și să ne schimbăm comportamentul și reflexele eclesiale. Să nu uităm, autoritățile pot să ne spună câți oameni avem voie să ne strângem, dar ce fel de oameni suntem cei care ne strângem, asta nu mai depinde de autorități, asta depinde de fiecare dintre noi. Prin urmare, am alcătuit ceea ce am numit ghidul închinătorului plăcut, un mic îndreptar de pregătire pentru închinarea publică. Am cuprins în acest ghid 11 sugestii, 11 chemări pentru închinătorul care vine la închinarea publică, la întâlnirea cu frații, nu cu gândul de a-și plăcea sieși, ci cu gândul de a-i plăcea lui Dumnezeu și de a fi de folos Bisericii Domnului. Iată sugestiile mele. 1. Singura închinare plăcută Tatălui este în duh și în adevăr. Prin urmare, trăiește-o în fiecare zi ca să se vadă și duminica. 2. Vino în închinarea bisericii ca un nenorocit de păcătos ce ești, privind de jos în sus, spre sfințenia lui Dumnezeu, nu privind de sus, de la înălțimea neprihănirii de sine, în jos, spre frați. Semnul că te închini așa este bucuria că ți se dă cinstea nemeritată de a te închina lui Dumnezeu și de a te închina împreună cu frații tăi. 3. Pregătește-ți dinainte inima în rugăciune pentru închinare și pentru întâlnirea cu frații tăi. Semnul că te-ai pregătit va fi că vei arde de nerăbdare să-L lauzi și să-L asculți pe Dumnezeu, să-I întâlnești și să-I binecuvintezi pe frați. 4. Vino lăsând acasă obsesia de a te simți bine la casa Domnului. Dacă e casa Domnului, nu a ta, gândește-te la cum se simte Dumnezeu, cu inima și cu jertfa ce îi le aduci tu. Nu la cum te simți tu, cu felul cum te slujesc cântăreții, coordonatorul programului sau predicatorul. 5. Încetează să îți plângi de milă, gândindu-te la ce nu ai sau ce ai pierdut. Gândește-te în schimb ce păcătos nenorocit ești și minunează-te zilnic de câte ți se dau și câte ți s-a îngăduit încă să păstrezi în mod absolut nemeritat. Aceasta îți va desprinde inima din vârtejul copleșitor al sentimentelor de autocompătimire, cârtire și nemulțumire și ți-o va pregăti să se închine într-adevăr celui care rămâne zi de zi vrednic să primească mulțumirile și laudele tale. 6. Vino la adunare prețuindu-i pe frații tăi cum își prețuiește Hristos biserica. Frații tăi și cu tine sunteți biserica. Petrece timp cu Iisus peste săptămână, învățând de la El cum să îi privești și să îi prețuiești pe frați. Dacă nu-i poți prețui pe frați, fii sincer cu tine, stai acasă și pocăiește-te. Nu veni să întinezi adunarea cu lăstari de aroganță, judecată și amărăciune, stingând Duhul Sfânt. Semnul că duminica asta ai stat acasă să te pocăiești va fi că duminica viitoare vei reveni cu inima schimbată și prețuind Biserica Domnului. 7. Leapădă pasivitatea egoismului și practică activitatea iubirii. Încetează când vii la adunare să tot aștepți ca frații să te caute, să te bage în seamă și să te întrebe de sănătate. Lasă acasă așteptările, care sunt semnul egocentrării. Caută-i tu pe frați. Bagă-i tu în seamă. Întreabă-i tu de sănătate. Iubirea înseamnă să îți pese și să te dăruiești, uitându-te, lăsându-te pe tine însuți sau pe tine însăți la o parte. 8. Ești moștenitorul binecuvântării, deci practică binecuvântarea. Cere-i Domnului în avans să pună în inima ta și în gura ta curaj să binecuvântezi
și cuvinte de binecuvântare pentru frați și apoi revarsă-le peste frați la adunare. 9. În adunare, bucură-te de fiecare experiență în parte, așa cum este și atât cât este ea. Încetează să tot compari cântăreții, predicatorii, frații și experiențele. În adunare suntem diferiți și Domnul nu se arată la fel prin fiecare. În adunare, fiecare dă ce are, până și tu dai numai ce ai. Cu cât ceri mai mult de la alții, cu atât ai mai puțin de dat în adunare. Cu cât ai mai puțin de dat în adunare, cu atât ceri mai mult de la alții. Omul cu duh smerit va avea de învățat de la toți. Omul cu duh mândru va fi impresionat doar de cântăreții și predicatorii de top, disprețuindu-i pe ceilalți. Ei vor fi mereu în căutarea experiențelor speciale, dezvoltând un spirit nemulțumitor și critic. Fiindcă nu au duhul smerit, ei nu se vor putea bucura de belșugul bucuriilor simple, pe care Dumnezeu le revarsă cu generozitate peste biserica Lui. 10. Uită-te în jur în adunare, nu ca să evaluezi câți oameni ne-am strâns, ci ce fel de oameni suntem cei care ne-am strâns. Și mai ales, întreabă-te ce fel de om ești tu, cel care ai venit la închinarea cu frații tăi. Întreabă-te ce ai adus tu la întâlnirea cu frații tăi. 11. Pleacă întrebându-te nu cum te-ai simțit tu la adunare, ci cum s-a simțit Dumnezeu cu un închinător ca tine. Pleacă întrebându-te nu ce ai primit de la alții, ci ce ai dat tu altora la această adunare. Pleacă întrebându-te nu cât de satisfăcut ești în calitate de consumator, ci cât ai crescut ca ucenic al lui Hristos. Închei cu cuvintele Domnului Iisus Hristos din Ioan 4,23. Adevărații închinători îi se vor închina Tatălui în duh și în adevăr. Ajută-ne, Doamne, să umplem bisericile Tale cu închinători plăcuți înaintea feței Tale și cu închinători care să aibă ochi și inimă pentru ceilalți frați ai lor împreună cu care se închină. Amin.